așa vă plac unghiile mele. La mulți ani, prieteni de Revelion. Așa, astăzi o să vă văd ce puteți voi să desenați cu o foaie și cu niște marcere frumoase. Depinde ce culoare aveți, dacă vreți și cu crioane sau gândiți-vă mai bine. Eu vă las. Eu sincer am aceste marcare, așa că hai să trecem la treabă. Așa, o să-mi pun scaunul de birou. Hai să mai degrabă să desfacem aceste careuri. Trebuie să luăm o nonță de negru. Are un capăt subțire și un capăt gros. Numai că eu vreau să încep imediat. Uitați, ca să arăt la cameră. Așa arată capătul gros și așa arată capătul micuț. Eu sincer o să desenez cu acesta. Prima dată trebuie să desenăm o fetișoară, adică un rotund. O să desenăm o urechiușă. Facem în continuare. Facem o urechiușă aici. Facem rotundul. Trebuie să arate așa. Iar după aia trebuie să facem niște ochișori și trebuie să îi colorăm total în negru. Negru, 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 da? Apoi facem un năsuc. Facem un năsuc. Cred că vă dați seama cine e Hello Kitty. Deci. Și îi facem o funtiță. Facem așa. Funtiță aceasta. Putem activa așa. După ce arată așa, trebuie să-i facem corpul. O musculiță mică. Lasă. Apoi facem corpul lor ochița. Adidășii. Mânuțele. Nu știu cam dacă o să ne iasă bine. Apoi trebuie să arate așa corpul. Așa, terminăm cu negru. Acum, trebuie să luăm o culoare galbenă. Arată așa la cameră. Așa arată capătul slab, adică micuț. Și așa arată capătul gros. Eu am nevoie de capătul gros pentru năsucul Hello Kitty. Așa, îi colorăm de tot. Apoi avem nevoie de nuanța aceasta de roz. De așa se întorc camera ca să se vadă ce am desenat și ce am colorat. Ok, orice nuanță de roz aveți voi pe acolo, nu contează. Mă rog, hai să mai degrabă să trecem la filmuleț. Yay! Așa. Trecem așa. Aproximativ așa. Și colorăm așa, totul. Trebuie să colorăm totul ca să fie perfect. Uiu, colorăm. Adică, în primul rând, trebuie să facem ceva la adidășii. Ca să pară că este la o Kitty chiar adevărată. Acum avem nevoie de altfel de nuanță, de un fel de roz pentru rochița lui Hello Kitty. Rochița nu trebuie să fie așa de așa de mare, scuzați. Și mergem așa. Așa merge. Colorăm până ce ajungem
la final. A, și nu uitați să dați like și să abonați cu clopoțelul și să scrieți în comentariu ce vreți voi, pentru că eu răspund la orice. Linkul îl găsiți în descriere. Intrați pe canalul meu de YouTube. O să postez astăzi niște episoade foarte interesante, mai ales că este Revelionul. Adică aproximativ trebuie să colorăm tot. Așa. A căzut capacul. Stați așa, prieteni, să iau. Of, Doamne, ce neîndemânatică sunt mereu. Însă, mă rog, ne vedem. Așa. Să știți că eu ador pisicuțele, așa că o să desenăm astăzi. Adică astăzi o să facem 24 de ore, luăm numai chestii de pisicuță. Eu sunt îmbrăcată, apropo, în această bluză. Nu este pisicuț, nu este cu pisicuță, dar mie îmi place aceasta. Of, of, Doamne, mișcă-te, rozule. Așa. Și apoi, voila, așa avem pe Hello Kitty. Știi că a rămas în niște urmă pentru că n-am. Și așa arată Hello Kitty. Apoi, al doilea pas. Luăm, scuzați, luăm o foaie și luăm acest capăt și desenăm la loc așa un rotund, două rotunduri. Și eu ceva așa, niște ochișele. Facem niște gene. Facem așa la un ochișor. Facem un năsuc. Colorăm năsucul în negru. Iată așa. Facem un botic. Facem niște găurele în care ies mustățile. Așa. Facem mustățile. Urechiușele. Și apoi voilà. Acum trebuie să o colorăm. N-am înțeles. De unde e capacul? Ai meu, da, de unde mi-e capacul, urgent! Era în fața camerei, mulțumesc, prieteni. Mulțumesc, prieteni, că mi l-ați găsit. Era în fața camerei, vă mulțumesc. Apoi, avem nevoie de culoarea aceasta. Colorăm această margine de la ochi. Cred că vă dați seama, este o pisicuță pentru că mie îmi place foarte mult pisicuțele și cățelușii îmi plac. Evident că îmi plac și cățelușii. Deci da, îmi plac și cățelușii. Și acum avem nevoie de negru. Și îi colorăm ochișorii și dar aceste bulinuțe le vom lăsa libere. Pentru că așa o să arate mai drăguț. Așa. Colorăm, colorăm, până când o să fie tot ochișorul negru. Așa. Dacă vreți, puteți să faceți tot cum zic eu. Păi dacă nu o să vă iasă bine,
sunt în minte pe poză, link-ul îl găsiți în descriere. Să-ți trimiteți o poză cum v-a ieșit pisicuța. Dacă nu arată bine, nu este nicio problemă. Eu o să vă dau like. Și dacă adică să faceți să filmeze și să îmi scrieți în linkul în comentarii cum se numește pagina voastră de YouTube. Ca să intru pe pagina voastră și să filmați acolo, iată așa cum v-a reușit o pisicuță. Și acum avem nevoie de această culoare. Luăm aici. Da. Și colorăm fetișoara pisicuță. Eu să vă dau like și o să vă abonez dacă vă abonați și voi la canalul meu de YouTube. O să postați în primul leg și să-mi arătați cum ați desenat, ok? Ok, am înțeles. Ați înțeles? Ok, am înțeles eu. Deci, dați-mi like și subscribe pentru că eu să vă dau și eu. Ok, ne dăm ambii, adică împreună. Vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat la canalul meu de YouTube. Foarte multă lume, doar că... Și vă mulțumesc că mi-ați dat 13 like-uri la faza cu fratele meu din America Express. Sper că v-ați uitat la acea emisiune. Pentru că am adunat 31 de like-uri. Și iată așa arată pisicuța aceasta. Mie îmi place. Și acum, hai să vedem ce să mai facem prin această căsuță. Să vedem ce mai facem prin această căsuță de oameni buni. Iată așa, stai. Oh, băi, da, serios. Așa, aștept. Acesta mi l-a făcut cadou tatăl meu, este prietenul meu cel mai bun, ursulică. Hai să ne discutăm un pic cu ursulețul meu, de unde s-a luat, pentru că ne este cam dor să vedem, să discutăm de unde s-a luat el. Ursule, de unde te-ai luat tu? Poți să-l spui la cameră? Sau? Ok, a zis că știe el. Știți voi, dragilor, dați like și subscribe. Da. Eu o să vin la voi să vă pup. Dați like și subscribe. Da. Ursuleț, zici bine și eu cred că este la fel bine cum ai zis tu. Trebuie să ascultăm de ursuleț, dacă nu o să se întristeze, o să plâng. Așa o să faci? Da. Of, hai să-l înveselim și să dăm cu toții like și subscribe. Pentru că ne pare rău de el, el este atât de cuminte și frumos. Vă rog. O, mă îmbrățișez, mulțumesc. Au dat like și subscribe, spune-ne. Uite-te acolo la cameră dacă au dat. Cred că Denisa a dat like și subscribe. Și ce mai a dat like? Alex. Și cam atât. Doar două persoane? Spune-le cât mai repede să dea like și subscribe. Deci haide, te rog, ursulică. Știu că ești așa de bun. Da, fata mea. Mulțumesc.
Ești foarte frumos și ești atât de cuminte. Da, la fel și tu. Of, ești așa de frumos și blănos. Haide să îl punem la loc. Și, prieteni, cam atât cu acest episod. Dacă mai vreți episoade de acestea, scrieți în link-ul de comentarii și eu vă spun la toți. Pa, pa!